Este o ediție foarte generoasă, mai ales pentru București. Sunt aproape două săptămâni în care vom avea proiecții și evenimente conexe proiecțiilor de film. Noutatea mai stă în faptul că această ediție este o ediție în premieră la Chișinău, deci vom merge pentru prima dată peste granițele României și vom ajunge la Chișinău, unde ne-am dorit de altfel să ajungem și anul trecut, dar anul trecut a fost o ediție extrem de bogată național, pe plan național. Am avut 8 orașe pe care le-am acoperit. Anul acesta extindem ediția din București și împreună cu Râmnicu Vâlcea, Sibiu și Târgu Mureș, 3 orașe în România și una peste granițe, la Chișinău. Ediția de anul acesta, la fel ca și cea de anul trecut, are o privire ancorată în prezent, evident, pentru că festivalul își propune să ia pulsul Europei, pulsul actualității pe care o trăim, dar în același timp avem secțiuni și filme care merg cu o privire în trecut. Mă refer aici la secțiunea dedicată filmelor lui Bertolucci, marele realizator de film european, căruia îi dedicăm o secțiune specială, iar cu ajutorul Institutului Italian de Cultură am reușit să aducem filme restaurate. 3 dintre ele sunt restaurate, mă refer la Novecento, prima de la Revoluzione. Avem de asemenea filmul lui Kenneth Branagh, Henric al V-lea, iarăși un film care anul acesta aniversează 30 de ani de la realizare, cu muzica lui Patrick Doyle. Avem o secțiune dedicată căderii zidului Berlinului. Am adunat aici cele mai reprezentative filme realizate pe această temă și cred că toată lumea a îndrăgit Goodbye Lenin, The Life of Others. Este o secțiune organizată împreună cu Goethe Institute, la care ținem foarte mult. Așadar, filme noi și filme vechi. La filmele noi n-aș rata să menționez documentarul 24 de ore Generația Viitoare, 24 Hours Europe. Este un film documentar maraton, în premieră, zicem noi, nu credem că s-a mai făcut așa ceva, o proiecție de 24 de ore. Vom avea practic de vineri 14 iunie de la ora 7 până a doua zi la ora 7, un film documentar maraton, 60 de personaje care vorbesc despre cotidianul lor, sunt tineri care vorbesc despre realitățile și ceea ce fac ei în mod curent. Este ceea ce probabil va da pulsul Europei în viitor, pentru că ei sunt generația în minoritate acum, dar care sperăm să influențeze actualitatea zilelor viitoare. Avem film românesc, avem premiera filmului Parking, al lui Tudor Giurgiu, care a fost și la TIFF. Avem selecția de filme scurte de la Cancea, care a participat în secțiunea neoficială, necompetițională a Canului. Avem filme din Republica Moldova și aș menționa aici secțiunea oferită de Moldox, festivalul de la Cahul, care are un focus pe realitățile sociale. Un film foarte important românesc este cel al lui Iosif Demian, Baloane de Curcubeu, iar după proiecția filmului Baloane de Curcubeu vom avea și evenimentul lansării cărții dumnealui, care s-a lansat de altfel și la TIFF, și a Blu-ray-ului, care se poate găsi în librării deja. Spiritul festivalului, spunem noi, că este unul al pulsului actual, unul al
dorinței de a înțelege ce se întâmplă cu Europa în zilele noastre, a chestionării unor probleme care ne privesc pe toți și în același timp a unei nevoi de a evada poate din realitate cu ajutorul filmului.